temelos, iar cele două formații nu reușesc nici de cum să marcheze. Să vedem poate acum Carastoian într-un duel cu Valeriu Gaiu. Câștigă această minge Carastoian, scapă de marcaj, poate să șuteze, o face, plasat și gol! Reușește Sfântul Gheorghe să deschide scorul pe final de meci prin Artem Carastoian, care a recuperat o minge la vreo 25 de metri de poartă apărată de Vladislav Liharev. A făcut o pauză inteligentă și a făcut spațiu și a șutat plasat necruțător, în scuturând astfel plasa porții apărată de Vladislav Liharev. Așadar 1-0 pentru